Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă vor organiza în luna ianuarie 145 de cursuri pentru șomeri. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna ianuarie 2015 un număr de 145 programe de formare profesională pentru 2861 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Programele vor fi organizate de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Județele în care în luna ianuarie 2015 se vor organiza cele mai multe cursuri cu un număr mare de participanți sunt Vasna, Mureș, Giurgiu, Vaslui și Neamț. În județul Sălaj, în luna ianuarie, nu este programat să se deruleze niciun curs. Meseriile cele mai solicitate pentru care se vor organiza programe de formare profesională în perioada menționată sunt cele de lucrător în comerț, inspector comunicare în limba engleză, bucătar, ospătar, contabil, frizer, coafor, manicurist, pedicurist și operator introducere, validare și prelucrare date. Tot în luna ianuarie vor fi organizate cursuri pentru îngrijitor bătrân la domiciliu, contabil, manicurist și pedicurist.